Ziua Justiției a fost sărbătorită și la parchetul din Mediaș. Ușile parchetului s-au deschis larg și pentru elevi. Aceștia au vizitat birourile și sările de judecată și au simulat un proces în care protagoniști au fost chiar ei. Avocatul inculpatului este persoana care îl apără pe inculpat de acuzațiile care îi se aduc, iar avocatul părții vătămate este persoana care reprezintă interesele părții vătămate, adică ale părții care a suferit o infracțiune. Elevii de la școala numărul 5 au fost încântați să intre în pielea magistraților. S-au organizat chiar după rigorile unui complet de judecată. Bună ziua! Bună ziua! Și asta nu a fost tot. Tinerii au avut ocazia să viziteze spațiile care compun parchetul Mediaș și să discute cu procurorii sau cu judecătorii de aici. De 25 octombrie, în Uniunea Europeană, se sărbătorește Ziua Justiției Europene, ocazie cu care parchetele și instanțele din România organizează Ziua Porților Deschise. Manifestarea are ca scop să apropie magistrații de justițiabil și să permită acestora din urmă să cunoască mai bine modul de organizare și funcționare a justiției, să conștientizeze importanța și responsabilitatea muncii magistratului și totodată să atragă cât mai mulți tineri spre această meserie. Tinerii au plecat încântați de la Ziua Porților Deschise. Unii dintre ei și-au propus ca atunci când vor mai crește să urmeze cursurile Facultății de Drept pentru a putea profesa în acest domeniu.